Negocierile de astăzi între sindicaliștii din învățământ și guvern au fost fără rezultat. Nemulțumiți de propunerile făcute de reprezentanții Ministerului Muncii, liderii sindicali au anunțat că nu vor renunța la greva programată pe 1 iunie. Sindicaliștii au fost nemulțumiți de propunerea făcută astăzi de guvern și au refuzat creșterea salarială cu 5%. Aceștia cer în continuare o creștere salarială de 10% și au propus guvernului mai multe variante de creștere salarială: 10% de la 1 ianuarie 2017 sau 5% de la 1 august 2016 și încă 5% de la 1 ianuarie 2017. Dacă reprezentanții Ministerului Muncii nu vor veni cu o soluție care să îi mulțumească pe sindicaliști, 15.000 de salariați din învățământ, la care se vor alătura elevi și părinți, vor protesta pe 1 iunie.